Suntem la mormântul unui erou al națiunii române, capitanul Vasile Niculescu. S-a născut la 21 noiembrie 1891 la Fălticeni, aproape de Rădăuți. Deși inițial tatălui, care era preot, l-a dat să facă tot școală preoțească, deci să facă preot, visul lui a fost mereu să zboare. E, chiar la seminar la Iași, când era, la seminarul teologic, întâmplarea a făcut ca să ia contact cu Aurel Vlaicu. Chiar lângă avionul Aurel Vlaicu a fost și chiar a vorbit cu Aurel Vlaicu. Și oricum a fost foarte impresionat și pentru că visul lui a fost să zboare, s-a înrolat imediat în armată. Atunci, în vremurile alea, cel puțin cu aviația, era foarte la început. Erau avioane rudimentare. Dar el s-a remarcat imediat, pentru că i-a plăcut foarte mult, s-a remarcat imediat ca un bun pilot. Și specialitatea lui era să decoleze sau să aterizeze pe distanțe foarte scurte. Cu avioanele de atunci nu-i trebuia o pistă foarte lungă. E, întâmplarea a făcut ca pe 23 noiembrie în 1918 să fie ales ca să ducă actele unirii din Moldova în Transilvania. O decolat de la Mărgineni, de lângă Bacău, și în timp de 2 ore și un sfert, cât o dura zborul, o trecut peste Carpați, o ajuns la Blaj, pe Câmpia Libertății. O ajuns acolo pe Câmpia Libertății, deci zborul o decurs în condiții normale. La altitudinea la care o zburat erau minus 40 de grade, iar avionul care a zburat, un avion de tip Farman 40, un avion foarte rudimentar, deci cu un biplan, cu două aripi pe o parte și pe alta, cu pânză, era un avion cu carlinga deschisă, iar el a zburat la minus 40 de grade. Și pentru asta și-au băgat mâinile în parafină și s-au uns și pe față cu parafină, ca să reziste la temperatura asta scăzută. Când au ajuns deci acolo la destinație, s-au ghidat după calea ferată. Întâi au făcut un tur deasupra Blajului și au aruncat niște manifeste și după aia au aterizat, chiar el singur spune, parcă a fost măsurat cum a aterizat. Deci între calea ferată și Câmpia Libertății era un spațiu foarte îngust, exact acolo. Au dus avionul în foarte mare siguranță la sol. Primul om care s-a apropiat de avion a fost un copil, care a fugit mai repede față de mulțime. Și Vasile Niculescu l-a întrebat, cine sunt stăpânii aici? Și copilul i-a spus, românii, domnule. Și după aia a venit mulțimea, l-au aclamat foarte mult. Era primul zbor între Moldova și Transilvania. El a mers, a predat actele în siguranță și a doua zi a refăcut zborul. Necazul a făcut ca după al doilea război mondial, sau în perioada celui de-al doilea război mondial, să fie angajat ca prefect al județului Botoșani, dar din partea legionară, deși el nu a avut nicio legătură cu legionare. Din cauza asta, când a venit regimul comunist la putere, a fost șters complet din istorie. Puțini oameni știu de Vasile Niculescu. Și a murit în 1980, pe 24 aprilie, într-un anonimat complet. După Revoluție, de-abia a fost reabilitat și i s-au recunoscut meritele. Dacă nu ajungea el atunci, în 1918, cu actele, probabil că istoria noastră era altfel.